Pentru Simona Halep, astăzi e o zi mai importantă decât oricare finală de Grand Slam pe care a jucat-o vreodată. Astăzi e ziua anunții sale. 300 de persoane le-au fost alături la ceremonie de la Oficiul Stării Civile. Petrecerea însă va fi în această seară la un local de lux din stațiunea Mamaia. Tatăl Simonei Halep a spus că președintele României, Klaus Iohannis, nu i-a așteptat la nuntă, așa cum se zvonea în ultimele zile. A fost o trimisă, o invitație și la administrația prezidențială? Nu. Sănătate, mai bine. Atunci îi așteptați pe Gheorghe Hagi, pe Ion Țiriac, nu? Pe Ilie Năstase? Invitații toți sunt, da. Acum nu știm cine vine și cine nu vine. Stere Halep a dezmințit și informația că Simona le-ar fi interzis invitațiilor să vină cu telefoane mobile sau alte aparate de înregistrat la nuntă. Noi suntem foarte transparenți. Normal că toți oamenii din pe suprafața pământului, nu trebuie să facem altceva când avem nimic de ascuns.